începând cu 2014 și sunt de reformă justiției, la mine să începe un program, o să îngrupăm. Lustrație. Ai fost implicat, nu contează, l-ai scos pe Năstasă, i-a dat arest la Ursache, sau i-a dat arest ilegal la o bătrână din raionul Ocnița, să-i spunem, ai plecat. Dar astăzi este o mimare totală că se fac concursuri, că... Dar cum explicați că judecătorii care au fost fideli pe timpul regimului Plahotniuc sunt acum fideli lui Igor Dodon? Da, spuneți vă rog, dar și ați auzit că se dispară așa valută ca dolar american, euro, nu mai vorbesc de lei moldovenesc. Adică... Nu, care, pe mine mă interesează probabilitatea că ei acum vor face ceea ce spune Igor Dodon, așa cum a făcut atunci când domnule o spunea Dorin, Vlad Plahotniuc. Domnule Dorin, dacă a luat bani de la Plahotniuc, să-i spunem, care 3 ani, care 5, care 7, care 10, care e diferența? Îl trimite plicul Serioja Ierala, faza să-l dea Lebedinski, oare vreun Lebedinski, să-i spunem. Adică pentru deja, uitați-vă la casele lor. Eu când ai aud că uitați-vă ce ceas poartă usate și apartament, eu tot am declarat în comparație cu deja. Eu când văd la știri case de judecători, eu într-o zi dacă eu orice casă alegeți care o declarat o judecătorie și dacă merg cu dumneavoastră în doi și luăm ca să măsurăm metri pătrați, eu am construit în viața mea sute de casele, domnule Dorin, și am început-o ca cu toți moldovenii în 2003-2004 în Moscova. Când îi văd casă 160 de metri pătrați, casă 200, casă luxoasă de 200 de metri pătrați. Dar eu văd casa care 450, adică ei nici nu corespunde, deci ei mint chiar cei ține de metri pătrați la casă. Terenul declară cum este, adică astăzi dacă noi nu dovedesc proveniența la toate bunurile astea, domnule Dorin, noi imediat avem locuri libere, jumătate de telecentru, asta avem, și aziluri pentru bătrâni, și grădinițe moderne. Așa, persoane nu pot fi admiși la concurs, ei nu că să câștige, ei n-au dreptul să fie candidați. Iată, eu vorbeam cu cineva din partenerii din exterior când mă întrebau despre reforma justiției. Ei, bun, domnul Usate, că eu le-am dat niște probe, țin minte că Plahotniuc, ca să aibă pe viitor judecători și procurori, le dădea bursa la studenți de 8.000 de lei pe lună pe card Victoria Bank. Deci salariul mai mare decât avea unii procurori, deja îl primeau ca student. Deci el era corupt deja fiind student. Și plus Plahotniuc le dădea la toți. Deci nu mai el, știți cum îți gândea, unul o să ajungă la judecătorie centru, altul va ajunge procuror la Don Dușeni. Da. Adică vă dați seama cum era pus temul. Și mi-a dat cineva, bun domnule Săt, cum o faceți? Eu vă spun, dă-și pe ăștia lui Plahotniuc, îi pun la respect. La respect nu față de mine, față legii. Foarte simplu. Le dăm salarii bune și chiar dacă am fost criticat, mai ales în teritorie, când mergeam cu acest mesaj, le dau la judecători salariul de 4.000 de euro pe lună, oamenii m-au luat pe sus. Oameni buni, stați puțin. 4.000 de euro pe lună, 400 de judecători în țară, asta ar însemna 20 de milioane de euro pe an, salariul pentru toți judecătorii. Dar și condamnarea pentru mită se începe de la 15 ani. Și eu vă asigur, aceștia care îi vedeți fericiți, care trăiesc la telecentru sau alte zone din Moldova, cum l-ai luat pe unul? Doar astăzi și vedem la știri. Judecătorul reținut cu mită, îl vedem peste un an, doi la lucru. Îl vedem că se restabilește peste 4 ani. Asta deja, știți cum, e de râsul lumii. Deci, cum o să fie pedeapsa pentru mită de la 15 ani, fără administrativ, amende penale, de la 15 ani în pușcărie. Vă asigur eu că chiar ăștia care erau cei mai pro-Plahotniuc și pro-Dodon, când a să înțeleagă, când a să-și vadă mobila din Italia și piscina construită următorii 15, dar nu în unele cazuri 20 de ani, a să termine.